Numărul mare de turiști aflați pe litoralul românesc atrag an de an interesul hoților. Neatenția vizitatorilor față de lucrurile personale le ușurează infractorilor munca. Mai rar, dar le lăsăm. Mai rar, dar le lăsăm. Telefoane, chei de mașină, cam atât. Și portofel cu bani. Rămâne cineva în permanență pe șezlong. Nu le lăsăm nesupravegheate de cineva. Să ne e frică să nu se fure. Anul acesta, hoții par să fi luat vacanță. Statistica poliției realizată în acest sezon reflectă o scădere considerabilă a numărului de furturi semnalate pe plajă și în hoteluri. Am înregistrat într-adevăr 54 de furturi din auto, 29 de furturi din camerele de hotel și 26 de furturi de pe plaje. Sunt specifice sezonului estival aceste infracțiuni. În mare parte, bănuiții de comiterea acestor fapte au fost identificați și depistați de polițiști. În acest an nu am avut infracțiuni comise cu violență care să dea o stare de nesiguranță turiștilor. Mulți dintre infractori au fost identificați de polițiști și s-a recuperat o parte din prejudiciu, însă alții au ajuns în instanță alegându-se cu amenzi, dar și cu pedepse privative de libertate. Oamenii legii avertizează turiștii să acorde o atenție deosebită lucrurilor de valoare, astfel încât să nu devină o țintă sigură pentru infractori. Autovehiculele să le parcheze întotdeauna doar în locuri special amenajate și să nu lase la vedere și niciodată în incinta acestora bunuri personale, cum ar fi telefoane mobile, GPS-uri. În cazul în care turiștii și riveranii întâmpină o astfel de situație, sunt sfătuiți să apeleze numărul unic de urgență 112 pentru a semnala evenimentul.